fumat, numai eu nu știam. Luau o țigară, mi-a fumat acolo, fiindcă nu mi-a făcut asta, ori a venit cu telerobinul la televizor, acolo am bătrân, un frate de lui. Bă, uite, îl culca în pat. A doua zi a venit un polițai pe la așa, bă, ne-ai mirai pe la polițai, nu-i bielat, n-am văzut cu nimic, cu... Și el spune, lasă că atunci nu te mai urmă în țară. Prosop tot ce trebuie. Bun. Și cel pe care eu, îmbrăcați civil, m-au luat, am dat de apelație, cum vă spuse și dumneavoastră aici, și acuzat pentru tentativă de omor. Bun. Deci tătă nu m-a dus la penitenciar și la pentru oameni și bea vinducă. Și așa nu mi-a mi-a tocat în poștă. Băi, nu mai spune, dar timp, bă, dar nu mă spune poștă. Și a făcut o mormântare așa, a doua să mă adună la... La asta, iar la fel am făcut întrerupe, nu? La prima falangă, sub escorță. Dacă a văzut că nu se vindecă așa și curează mereu, am cerut întrerupere. A durat și la întrerupere, până am negrijat deja piciorul și degetul celul la mine. Cât să a durat procedura? Păi vreo lună și ceva, două lune. Eu știu cât a fost cu instanțele, că să la instanță nu merge, asta a cerut, dar...